I'm ready. Îl invit pe domnul comisar Johannes Hahn să se adreseze dumneavoastră. Your Excellency. Yeah, thank you very much. Thank you. Mult, domnule premier. Acestea nu sunt vremi ușoare de trăit și cred că este foarte important să încercăm ca între statele membre ale Uniunii Europene, indiferent cât de dificile sunt aceste vremuri, pentru mine este quasi un început și am ales Bucureștiul pentru a discuta temele importante și legate acestea, strategia referitoare la reziliență, care este deosebit de importantă, și Consiliul Europei din iulie a acordat o atenție deosebită și de peste toate acestea pentru programul Next Generation EU. Prin urmare, am acordat o atenție fără precedent acestor aspecte. Deja de 7 ani, Uniunea Europeană se concentrează asupra acestor aspecte, dar de acum, în condițiile actuale, ne vom focusa cu mai mare intensitate pentru a vedea cum aceste fonduri și acești bani pot veni în ajutorul în viitor și în ce mod, astfel încât să investim în acest viitor, nu doar să umplem anumite goluri. România, de pildă, ar trebui să devină mai rezilientă și să o sprijinim să-și revină, să devină și competitivă, deoarece în viitor ne așteaptă probabil și alte crize și cred că ar trebui să folosim această oportunitate, iar lucrurile pe care le-am discutat astăzi împreună au fost planul de revenire pentru economia României și, în mod deosebit, aș vrea să nu fie prea îndelungat, dar acesta implică și buget și termene foarte concrete. România se numere printre cei mai importanți beneficiari. Aceste fonduri vor fi la dispoziția României pentru următorii ani, pentru a înțelege mai bine cum pot fi folosiți acești bani mai bine și cu efecte îndelungate pe termen lung. Și aici contez într-adevăr pe dumneavoastră, domnule prim-ministru, pe guvernul dumneavoastră, pe cei care, pentru a-i asigura pe responsabilii cu bugetul european, că am negociat și de aceea, din această perspectivă, felicit pentru faptul că ați reușit să gestionați bine aceste probleme și aceste oportunități trebuie valorificate pentru viitor, România putând să devină unul din jucătorii cheie în Parlamentul European de asemenea, pentru a avea un mecanism de decizional rapid, bugetul rămânând să fie aprobat de 5 în octombrie și la începutul anului viitor contez pe domnul prim-ministru, nu vreau să fiu lung în expozeul meu, dar vreau să spun că acum ne aflăm în plin mijloc al crizei și ar trebui să începem să vedem lumina la capătul tunelului.
ceea ce ține de Uniune vom face și să vedem care este suma care este necesară și pentru revenirea țării dumneavoastră. Într-un mod, într-un viitor care să însemne ceva și care să fie sustenabil, prioritățile fiind investiția în mecanismele care să combată schimbările climatice și în energia verde. Comisar pentru buget și administrație. De asemenea, i-am mulțumit în cadrul întâlnirii pe care am avut-o pentru poziția constantă favorabilă în cursul negocierilor pe care a avut-o în relația cu România. Discuția de astăzi a fost o discuție extrem de importantă pentru că a vizat aspecte fundamentale privitoare la viitorul Uniunii Europene. Cu precădere am discutat problema exercițiului financiar multianual a bugetului Uniunii Europene pe 2021-2027 și de asemenea am purtat o discuție privitoare la planul de relansare economică al Uniunii Europene și cu specificitate pe structura Planului Național de Reziliență și Recuperare. În discuțiile pe care le-am purtat, am evidențiat că noi vom susține Comisia Europeană și poziția noastră va fi aceea de a sprijini adoptarea cât mai rapidă a tuturor reglementărilor necesare, astfel încât atât bugetul Uniunii Europene, reglementările aferente exercițiului financiar multianual să fie adoptate într-un termen cât mai scurt, și de asemenea toate detaliile legate de programul de relansare economică care a fost adoptat de Consiliul European. Considerăm că un dialog și o cooperare apropiată între Comisia Europeană și guvernele țărilor europene, guvernul pe care îl conduc, este extrem de important pentru ca toate oportunitățile care s-au născut din deciziile europene, atât cele privitoare la bugetul Uniunii Europene, cât și cele privitoare la facilitatea de recuperare și reziliență, să poată să genereze o relansare cât mai rapidă a economiei la nivel european, sigur, ținând cont de prioritățile care au fost fixate de Comisie, legate de Europa inteligentă, legate de investiții serioase în inovare, cercetare, dezvoltare, soluții inteligente, digitalizare, de asemenea, prioritatea privitoare la Europa verde, cu atingerea obiectivelor care sunt stabilite în reglementările adoptate la nivel european. Îi mulțumesc domnului Han și pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Domnul Han este fiind la al treilea mandat. Mandatul anterior am avut relații extrem de serioase cât s-a ocupat de portofoliul important de vecinătate și de extinderea Uniunii Europene, fiind un partener extrem de apropiat de România. De asemenea, îi mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care o avem și l-asigur că între Guvernul României și domnia sa este o comunicare permanentă, un dialog și o susținere a tuturor demersurilor care pot să ducă la decizii benefice la nivel european.